doamnelor și domnilor, fără niciun fel de preparație, Elisabeta Lipă și Ioan Cărmăzar. Ce combinație, doamnelor și domnilor! Marii campioni se mai și accidentează, doamnelor și domnilor. Maestru Cărmăzan, fire sportivă, să trăiți! Bună ziua, bună, bună ziua. Ziua! În timpul cum e posibil? Absenței dumneavoastră nu s-a întâmplat nimic deosebit. Cum e posibil? Unii muncesc și alții mănâncă. Păi da, e și rândul dumneavoastră să munciți, să mâncați. Păi când? Păi dacă nu, acum, atunci când? Vă rog frumos, luați chiar cu mâncarea de la început, da? Da, hai! Maestre, cu mare drag și multă iubire pentru Ioan Cărmăzan, cu care am fost la un moment dat pe scenă și am primit premiul din mâinile maestrului, așa că este bine! Noi am pus țara la cale, în spate, cât ne-ai ținut. Voi v-ați înțeles, în culise puteți să plecați, nu? Ne-am întâlnit. Haideți să vedeți. Hai să vorbim mai întâi despre proiect, doamnelor și domnilor, după aceea o să le propun un joc. E foarte simplu pentru amândoi, dar vă propunem să ne jucăm, că în fiecare zi o să vrem să ne jucăm, în privința interviului Connector, dacă mai e timp, dacă nu, mâine, negreșit, o să-l vedeți în programul nostru, ne-am lungit cu Dinu pentru că e o situație specială de viață. Am încheiat cu acest subiect, când o mai fi, o mai vorbi. Ce caută neamțul în Bulgaria? Acum vreo 3 luni, 5 luni. La microfon. Era 3-5 luni în momentul în care au fost rezultatele senzaționale din canotaj. Eu m-am gândit că ar fi cazul să fac un film portret la Elisabeta. Nu o cunoșteam, am sunat la telefon, ea a fost foarte amabilă și drăguță, numai că pleca în străinătate. Urma să ne întâlnim după ce se întoarce. Când s-a întors, din nou pleca și ușor, ușor am toată ați povestea și viața domnului Lipă. Nu, ați înțeles viața domnului Lipă, care când vrea să vorbească cu ea, paca pleca. Da, nu, ce am înțeles eu atunci este că timpul ei e o avalanșă de timp și ea e dedicată poveștii, iar dacă eu vreau să opresc timpul ăsta, va trebui într-un moment să povestim ca să oprim timpul ăla nebun al ei. Și în culise acum ați vorbit. Exact. Și acum am vorbit, normal. Poate nu mă treceți pe generic acolo, că la mine s-a întâmplat. Da. Păi așa am aflat că... Îl trecem sponsor principal. Sponsor principal. Nu, gazdă. A fost corect. Gazdă, Cristian. A fost utilă discuția, pentru că dincolo de, mă rog, primele tatonări să ne cunoaștem, am aflat de la ea că, de fapt, ea a filmat o mare parte din materialul de care eu am nevoie. Exact. Adică acasă la mama ei, la sora ei, în deci sat, materialul ea, video există, adică, da. Și chiar are patina momentului, ca exact să zic așa. Important asta. Deci am aflat lucrul ăsta. Acum urmează doar să ne așezăm la dacă masă s-au înțeles, și să decidem când va fi proiect. Dar de fapt vreți să facem un mic joc, dacă tot v-am prins, că nu puteți să dau după 5 minute. Am anunțat proiectul Pași la revedere. Știm cine este Elisabeta Lipă, știm cine este Ioan Cărmăzan. Haideți să vedem. Doamnelor și domnilor, avem o provocare pentru invitații noștri. Doamna Lipă trebuie să ghicească 5 secvențe din filme celebre, iar domnul Cărmăzan trebuie să ghicească 5 momente istorice din sportul românesc. Lejer. Din ce film este asta, doamna Lipă? Nu că ăsta e cel mai greu, să nu vă faceți probleme. Aveți idee? E complicat. Doamnelor și domnilor, este din Alo, aterizează Străbunica! Străbunica? Ea era Străbunica, da? Hai, mai băgăm una, ia să vedem. Acum începe să fie mai ușor, aici. Nu, asta e mai simplu. E simplu. Da, București. Aia. Buletin de București, doamnă domnul Catrinel Dumitrescu și Mircea Diacon, un film care se difuzează și acum succes. Aici e simplu. Ce avem? Da, liceeni. Nu. Costumul, epocă. Coana Cheriță. Bravo! Da. Suntem bine, două din trei până acum. Mergem mai departe. Asta dacă nu știți ce am. Liceienii. Doamnelor și domnilor, să vină doamna Stella Ernache să ne cânte. Bun, și aici... Și aici... Copilăria, mai din copilăria noastră. Mai din copilărie, da. Deci Margareta Păstraru. Margareta Păstraru, nu. Da. Exact. Ce-o fi? Ce-o fi? Există. O să știm după o scurtă pauză de publicitate când trece și maestru prin chinurile concursului.
Și domnul, discuțiile sunt foarte aprinse aici. O să aflăm exact până trecem să continuăm și cu domnul Cărmăzan, să vedem exact cum stăm cu memoria sportivă. Eu am scăpat, da? Mai, așa, ultima imagine, mai dați-o ultima imagine. Așa, mai era ultima imagine cu doamna Păslaru, era din filmul? Veronica. Bravo, gata. Deci doamna, doamna Lipa. Știi că eu am prins la telejurnal 10 minute de hai la culcare. Noapte bună copii, foarte frumos. Da, Mihaela, ce știți voi cu Mihaela copii? Bun, mergem mai departe. Hai să-l testăm și pe domnul Cărmăzan. M-am ridicat. Despre aici cine este vorba aici? Ivan. Ivan Pațaichin. Pațaichin. Anul 1900 și... 76. Da. Doamnelor și domnilor, Ivan Pațaichin, campion olimpic. Am trecut de curând prin față la Dinamo și mă gândeam că am citit că se demolează. Ferească Dumnezeu, cum se demolează? Statuia lui Pațaichin. O să fie mult. Nu, nu, n-are cum, nu există așa. Este revoluție. Cum să, ce, cum să te legi de statuia omului? Mai departe, următoarea. Că vor începe... E, ceva mai simplu nu există pe lumea asta. Asta e Duca. Duca. Duca în ce an? Duca în 1907. 86. Aici cu ani, da? Cupa campionilor. Cu anii nu am probleme. Cu anii, da. Da. Ai, v-am spus că aici e mai simplu. Mai departe, ia să vedem. Ăsta ce? E, știe doamna Lipă și tot și optește. Nu sunt înțelesat, e ventriloc. Doamna Lipă, ventriloc. Iosif Sârbu. Este primul campion olimpic al României care se numește Iosif Sârbu. Iosif Sârbu. Sârbu. Iosif Sârbu, da, a știut, doamnelor și domnilor. Eu v-am zis că știe, da? Primul campion olimpic al României e aici, ceva mai simplu pe lumea asta. E foarte greu, da. Nici nu știu cine e domnul, adică de l-aș cunoaște. Cine e domnul e foarte ușor. Povestea lui este senzațională. Acolo e o poveste. Încearcă Tudor Giurgiu să facă povestea acolo și, într-adevăr, lucrează îndelung cu maestru Ilie Năstase, unic, primul numărul 1 mondial. Și aici, generația nouă, țin să fie. Ce fată avem noi la tenis, așa? Sorana... Mai încoace. Mai încoace. Doamnelor și domnilor, Simona Halep, Wimbledon, titlu câștigat. Asta-i Simona moment. Halep când a luat titlul la junioare. La senioare? Ea arată ca o junioară, dar senioară. Era foarte... arată junioară, dar era senioară. Sunt ușor derutat datorită Simonei. 4 la 4, ca la teatru, aici nu ne certăm. E junioară, sigur. Da, doamnelor și domnilor, deci este chiar secvența în care Simona a reușit să o învingă pe Serena în celebru... La junioare, cum spune Elisabeta. Da, arată bine. Simona, mult succes, Simona, să reușești să stabilești adevărul. Bun. De ce Elisabeta Lipă? Care-i treaba? Cum o să fie filmul? Vreau să știu și eu. Discutam... Nu dați din casă, vă rog eu frumos, că altfel nu ne mai... No, încercam acolo în culise să vorbim puțin despre mișcarea feministă. Da. 1948, Simone de Beauvoir, Al doilea sex. Da. Și de atunci Billie Jean King, meciul celebru, celebra tenismenă, cu campionul de la Wimbledon. Și de atunci femeile care au început să apară. Mie mi s-a părut că există un personaj, Elisabeta, care și-a păstrat candoarea de feminitate și care a reușit cu candoare și cu un soi de amabilitate, pentru că pare o ființă amabilă, umor. Să se mențină undeva. Că îi spuneam la un moment dat că am văzut-o îmbrăcată în uniformă de polițist, da? Da. Și ea spune, mă simțeam foarte bine, mi-a spus ea în formă. Dar i-aș păstra aceeași candoare. N-am simțit nicio clipă... N-a devenit ca zonă brusc. N-am simțit nicio clipă încrâncenarea sau aroganța celui care poartă uniforma. Dacă e să te uiți odată la unii care poartă uniformă importantă, Uite aici imaginea. Da. E aceeași privire, așa. Da. În plus, există, îi spuneam ei, că și-a păstrat feminitatea, ceea ce e foarte greu și complicat pentru o femeie care a trecut, a făcut un sport greu. 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 Și sigur, cea mai mare poveste aventură este cum a reușit ea. Eu mă gândesc că la un moment dat când cineva a zis președinta federației va fi Elisabeta Lipă. Da, au fi zis bărbații sceptici. Hai să vedem. Și ne-am trezit cu toții. Cu atâtea titluri. Și au văzut. Bă, tu ești nebun, înțelegi? Da. Acum, la număr de titluri olimpice, eu nici n-aș fi deschis gura în fața doamnei Lipă.
Dar în spate... Nu vă supărați, să vedem ce. Că dacă nici lipă, atunci cine? În spate se ascunde ce spunea ea. Bine, noi pe oricine putem să înjurăm în România. Asta știm, asta vorbea și domnul Lipă în pauză, dar nu bagă bățul în gard cineva? Nu, că îi place. Ea spune, îi place ce face. Mai înainte vorbeam despre fetele, ea spune, stai puțin, nu numai fetele, am și băieții. Băieți. Păi da, se vede. Și că am încercat ușor să echilibrez. Iată, se ea. Se vede. Se echilibreze, pentru că normal că băieții erau în avant. Când e o să fie gata film? Așa? Estimați? Am înțeles. Să schimbăm vorba. Să vină mâncarea, doamnelor și domnilor, că a zis doamna comandant, a zis așa, doamna comandant. Domnule, dar ce facem aici? Unii vorbesc și alții mănâncă. Păi hai, da. Hai, tinere, ia să vedem. Deci aici avem acadelele noastre de pui. Dar cum ai ajuns tu să le dai denumirea asta? Că nu înțeleg. Pentru că arată exact ca o acadea. La el în cartier așa arată acadelele, așa, nu vă noi, la noi, de Norman, așa se numesc. Și tu crezi bine, că noi o să ne dăm un spectacol mâncând chestia asta? O să vă aduc și alea mai simple, ciuguleandra aia mai... Deci, când terminăm, putem pleca cu ele acasă, mi se pare da? Normal, doamna Lipă, să poate... Avem astea aici... acum sunt doar de decor. Asta este... Aici avem o... Asta e o hanfie de câmpie. Este un fel de fasole. Bun. Deci, atenție mare. Ia întreabă, dacă vrei să știi despre gătit, întreabă-l pe maestru Cărmazan, că ne îngroapă pe toți. Le aveți cu gătitul? Le aveți cu gătitul? Dacă sunteți bun la gătit. Testează. Vă așteptăm într-o zi aici. Oricum e un pic de singur acolo. Nu te pune că te ia. Oricum sunt în... Sunt domnul cu fiul meu care face emisiunea Șefii la cuțite cu Cătălin cu deci, suntem în familie. E bine. Crezi că numai tu gătești? Știi de câte ori am gătit la masa aia? Da, doamna Lipă. Te rog frumos. Păi da. Păi... Mulțumim foarte. Nu putem să le luăm acasă, nu? Ba da. Doamnele și domnule, Elisabeta Lipă, Ioan Cărmăzan, mulțumim foarte mult. Avem mâncatelele astea care arată. Continuă petrecerea. Să vină petrecerea. Dar nu există compliment mai mare decât să-i spui dumneavoastră.